Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 1-7 martie 2020 pentru zodia berbec. Să vedem cum vor sta berbecii cu dragostea în această săptămână, ce noutăți vor fi, ce lucruri se vor rezolva și așa mai departe. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată implicarea dumneavoastră, pentru toate like-urile, pentru toate comenturile și pentru faptul că v-ați abonat canalului meu. Acest lucru înseamnă foarte mult pentru mine, apreciez toate aceste lucruri și mă gândesc cu drag la toți cei care mă urmăriți și îmi sunteți alături și încerc să vă transmit cât mai multă energie pozitivă, cât mai multe gânduri bune, ori de câte ori am ocazia să merg la biserică sau să mă rog, vă transmit un gând și pentru toți cei care sunteți alături de mine. Bun. Berbecii, din câte văd în această săptămână, o vor începe cu foarte multă energie, dar este o energie obositoare, să știți, fiind, cum să vă explic, o viteză continuă aici, un du-te-vino, poate aveți de făcut și multe drumuri, vă obosesc toate aceste lucruri, toate aceste evenimente. Probabil, pe unii dintre dumneavoastră, o anumită persoană sau o anumită relație sentimentală pe care o aveți, vă cam obosește în această săptămână. Fie vă solicită mult prea mult, fiind ocupați și cu alte lucruri, poate unii dintre dumneavoastră, ideea e că nu mai faceți față, obosiți, sunteți obosiți. Pentru că aici mai există și posibilitatea că partenerul sau partenera dumneavoastră vă sufocă un pic, duce lucrurile un pic la extrem, poate aveți de face, fie aici că sunteți într-o relație stabilă, fie că vorbiți cu cineva sau vă place de cineva cu care mai discutați. Acea persoană poate fi foarte geloasă, foarte posesivă, poate merge pe niște idei fixe și aceste lucruri pe unii dintre dumneavoastră să vă obosească foarte tare, pentru că nu reușiți să scoateți acea persoană din zona ei de confort. Încercați să arătați alte lucruri, încercați să explicați punctul dumneavoastră de vedere sau nu știu, să vadă lucrurile un pic altfel, să fie acea persoană un pic altfel, dar ea sau el refuză acest lucru pentru că este foarte, e vorba de, nu vrea să renunțe la această atitudine sau la aceste sentimente sau la aceste, cum să vă explic, lucruri sau, cum v-am explicat, posesivă, geloasă, cum ea merge pe idei fixe, ea nu vrea să schimbe sau el nu vrea să schimbe aceste lucruri. De aceea, unii dintre dumneavoastră veți fi foarte obosiți în această săptămână, că nu ajungeți la o înțelegere. Dar stați liniștiți că până vineri, unii dintre dumneavoastră veți rezolva această problemă. Partenerul, partenera sau persoana pe care o placeți își va da seama sau va încerca de dragul dumneavoastră să renunțe un pic la acest atașament exagerat față de anumite lucruri pe care le are. Pe alții dintre dumneavoastră în această săptămână vă văd foarte entuziasmați vis-a-vis de un nou început în dragoste. Într-adevăr, acest început pare un pic riscant, deoarece nu știți la ce să vă așteptați în această relație. Posibil să aveți de-a face cu persoane din zodia Capricorn sau vărsător,
Dar nu exclud de aici nici racul pește și scorpionul, să știți. Mă refer aici la persoanele care în această săptămână vor începe o relație de dragoste cu o persoană în acest semn zodiacal. De ce nu este sigură această relație sau de ce pare riscantă sau cu toate acestea, oricum vă doriți foarte mult să începeți această poveste de dragoste, pentru că există posibilitatea să fie doar o ispită în viața dumneavoastră, o tentație periculoasă. Poate vă înțelegeți foarte bine dintr-un anumit punct de vedere. Aici mă refer la cel intim. Sunteți foarte compatibili în acest punct de vedere și de aceea poate vă gândiți sau vă doriți asumarea acestui risc de a începe o relație cu o persoană cu care ați început de fapt o aventură, dar acum ați vrea să o duceți un pic la alt nivel. Ei bine, pe lângă acest lucru, să știți că veți avea noroc. Există posibilitatea ca această relație chiar să meargă. Cel puțin 6 luni de acum încolo, există o șansă mare ca această relație să fie una reușită. Veți avea mult noroc în această săptămână vis-a-vis de această relație sau de această persoană. Sau o situație se va îmbunătăți, adică lucrurile vor progresa, vor merge spre mai bine, să știți. Bun, în alte cazuri, poate în această săptămână, unii dintre dumneavoastră veți începe o aventură. Poate veți merge undeva, nu știu, poate la o petrecere, ieșiți undeva în oraș în această săptămână. Posibil să fie vineri, când e weekend, dar nu neapărat. Și acolo să o cunoașteți o persoană care vă atrage foarte tare din punct de vedere intim și posibil să se înfiripe ceva acolo, dar poate vă doriți ca aceste lucruri să se repete și pe viitor. Există și această posibilitate. În alte cazuri văd împăcare, o împăcare foarte sinceră, mai ales în cuplurile sau, mă rog, cuplurile în care a fost despărțire sau ruptură de persoane în zodia Capricorn, Vărsător, Rac, Scorpion și Pești. Mai ales în aceste zodii există o mare șansă în această săptămână să vă împăcați și persoana cu care vă veți împăca să aibă doar gânduri de dragoste, sentimente frumoase, vă dați o nouă șansă la o relație, o poveste de dragoste. Mai există posibilitatea și unei cereri în căsătorie în această săptămână pentru unii dintre dumneavoastră, dar iar în relațiile existente, dragostea este mărturisită, este împărtășită, este un sentiment reciproc și foarte plăcut. Multă dragoste pentru unii dintre dumneavoastră în această săptămână. Alții dintre dumneavoastră poate vă doriți mai multă libertate în relația sentimentală pe care o aveți deja. Alții dintre dumneavoastră poate doriți o prospețime în relația pe care o aveți sau doriți o reinventare a relației. Poate ați ajuns într-un moment mai monoton și așa și doriți un pic de nebunie în această săptămână din punct de vedere sentimental. Mai există o mare șansă să vă îndrăgostiți nebunește de cineva în această săptămână. Șanse sunt foarte mari de îndrăgosteală în această săptămână. În alte cazuri vorbim despre o reîndrăgosteală, pentru că avem împăcarea și avem reîntâlnirea cu o persoană din trecut pe care ați iubit-o foarte, foarte mult și ați așteptat-o foarte mult să revină în viața dumneavoastră. Asta în unele cazuri. Posibil să fie și zodia Leu și Gemeni, pe lângă zodiile care vi le-am spus deja. Dar nu excludem nici Săgetătorul, să știți. Bun. Deci să reînvie o poveste de dragoste din trecut în această săptămână și este o șansă foarte mare să se întâmple acest lucru la unii dintre dumneavoastră. În alte cazuri văd o iubire dulce, fluturi în stomac, provocați de o persoană foarte atrăgătoare care pur și simplu cum să vă spun,
nu vă uimește. E dragoste la prima vedere. Fluturii aceia care simțiți în stomac, o inocență, o iubire foarte dulce. Și aici vorbim de persoană foarte atrăgătoare. De aceea, probabil, vă și doriți aceste lucruri. La o relație, mai mult decât o aventură, aici vorbim. Da, interesant, interesant lucru. După cum v-am spus în alte cazuri, da, aveți în această săptămână posibilitatea să reîntâlniți o persoană din trecut cu care să reluați o poveste de dragoste, unde sentimentele de iubire să renască. Poate ați așteptat unii dintre dumneavoastră foarte mult această împăcare. Ei bine, în această săptămână sunt mari șanse să aveți un rezultat, un răspuns vis-a-vis de acest lucru. Asta v-am zis în cazul unora dintre dumneavoastră. Dar pentru acest lucru, bine, trebuie să văd oricum o armonie foarte plăcută și o liniște vis-a-vis de acest lucru, dar și multă iubire. Probabil veți analiza când reapare această persoană în viața dumneavoastră cu gânduri, cu iubire, după cum v-am spus. Probabil dumneavoastră veți fi un pic nesiguri, nesigure și veți sta un pic să analizați toată situația. Poate nu vă vine să credeți, poate ați aștepta prea mult și totuși nu vă vine să credeți că acest lucru chiar se întâmplă. Văd aici multă împlinire și armonie din punct de vedere emoțional. Fie aici că vorbim despre un cuplu sănătos, fie vorbim despre succesul unei serii de aventuri în mod reciproc plăcute cu sexul opus, exact cum v-am spus și aici. Sunteți foarte împliniți și obțineți ceea ce doriți în această săptămână din punct de vedere emoțional și sentimental, mulți dintre dumneavoastră. Dar să aveți grijă aici, pentru că există pericolul egoismului sau orgoliului. Na, să doriți mai mult, adică o să nu oferiți partenerului sau persoanei de care vă interesează ceea ce merită sau ceea ce își dorește, adică vă gândiți mai mult în interes propriu. Și aici nu este ok, pentru că trebuie să vă gândiți și la partenerii, partenerele dumneavoastră, ca să fie bine pentru toți. Altfel veți simți un gol imens în suflet, în inimă. O să pierdeți dragostea. Sau nu o să mai fiți iubiți sau iubite în aceeași măsură cum ați fost și până acum. Trebuie să aveți grijă. Lucrurile duse într-un mod, duse la în exces sau faptul că vă doriți foarte mult în interes propriu și nu oferiți și persoanei de lângă dumneavoastră cât are nevoie sau cât își dorește, nu va duce decât la ruperea, la răcirea sau chiar la despărțire aici în unele cazuri. Deci, nu fiți persoane egoiste, gândiți-vă și la partenerul sau partenera dumneavoastră sau la persoana pe care o doriți în viața dumneavoastră sau pe care o aveți sau cu care sunteți la început sau cu care aveți o aventură, da? Gândiți-vă și la nevoile acelei persoane pentru că să fiți mulțumiți reciproc. Că aici vorbim de reciprocitate, da? Văd multă împlinire în cuplu. Pentru cei care sunt într-un cuplu, în relațiile existente, văd o iubire foarte sinceră, dragoste împărtășită, fidelitate, multă încredere. Iar pentru cei singuri, există posibilitatea ivirii unei iubiri în această săptămână sau unei relații sau unui interes amoros. Oricum, mare atenție în această săptămână să distingeți foarte bine prietenie de dragoste, de relație sentimentală, pentru că există și acest risc în această săptămână să confundați aceste două lucruri, care sunt foarte importante. Și un lucru foarte important, trebuie să aveți și răbdare, trebuie să luați niște decizii dificile în această săptămână, unii dintre dumneavoastră, poate aveți de ales un drum spre o persoană sau altă, poate aveți de ales între două persoane și nu știți ce să faceți în aceste cazuri, sau poate aveți de luat o decizie foarte dificilă legată de o relație, de o căsnicie
sau de o anumită persoană din viața dumneavoastră. Dacă întâmpinați aceste lucruri în această săptămână, e bine să știți că situația se va clarifica. Veți lua o decizie foarte clară și fermă, care va fi pe termen lung aici. Probabil veți fi un pic dezamăgiți, veți fi un pic triști. O mică pierdere există aici, vă dați seama, pentru că este vorba de o decizie destul de grea și destul de importantă și destul de dificilă. Veți alege cum ar veni drumul pe care vreți să-l urmați în continuare. Va fi o săptămână foarte interesantă pentru mulți dintre dumneavoastră. Eu cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi. Vă mulțumesc de suflet și nu uitați să lăsați un like, un comment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Haideți să mărim această echipă minunată. Eu o numesc echipa mea norocoasă. Oricum, să știți că îmi sunteți foarte dragi cu toții și vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăriți și sunteți alături de mine. Iar pentru cei care doresc o etalare privată, nu ezitați și să încercați și această variantă, bineînțeles. Îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc mult noroc în dragoste în această săptămână. La revedere!